Ambăsescu, bună seara! Bună seara! Dacă ați văzut informația de ultimă oră prezentată de BBC, practic Iranul a denunțat acordul nuclear din 2015 cu Europa, cu Uniunea Europeană. Ce consecințe vor fi din momentul ăsta? Asta arată prostia, știi? Să nu vă supărați! Arată prostia a europenilor și a incapacității de a face o politică externă consecventă, credibilă și în folosul lumii democratice. Au crezut că dacă se rup de Statele Unite fac o gaură în cer. N-au făcut decât o gaură în credibilitatea Uniunii Europene. Eu am avut în ultima sesiune de la Strasbourg, în decembrie, intervenție pe tema nevoii solidarității cu Statele Unite în problema acordului nuclear. Borrell a dat un răspuns extrem de, aș spune, obraznic. Că el face politică externă pentru pacea Europei. E, uite ce înseamnă să ai nepricepuți la cărma politicii externe. Al vine Iranul și îți spune la revedere. De ce? Pentru că Iranul n-a crezut niciodată că va trebui să respecte acel acord. Pentru că acordul vizează nu numai arma nucleară, dar și vectorii de trimitere la țintă. Ori în momentul de față Iranul deține rachete cu rază medie de acțiune capabilă să lovească România, spre exemplu. Da, am o întrebare. De ce, până la urmă, regimul de la Teheran a operat denunțarea asta? Pentru că, practic, a trimis Europa, Uniunea Europeană, din nou alături de Statele Unite, deși la începutul intervenției a spus, fără să precizați cine, că cineva a decis o ruptură la nivelul Bruxellesului de politica Statelor Unite. Nu, politica externă, n-am spus un personaj anume. Da, politica externă. Dar găsești un Macron, Macron, e un marxist nenorocit, care reușește ca în loc să consolideze relația cu Statele Unite, când se întâmplă incidentul cu Suleiman, sună la Putin, recunoscut ca aliat al Iranului, în loc să sune și să informeze pe șefii de stat din Europa sau să discute cu Trump. El sună la un prieten al Iranului. Ceea ce este inadmisibil. Să-l consoleze, ca să nu mai vorbim, ca să nu mai vorbim de declarația amețită de azi a lui Borrell, care nici nu spune că e bine, nici nu spune că e rău, știi? Avem parte de un socialist incapabil pe care îl știu de când sunt în politică. Păi stați puțin, la nivelul Uniunii s-a stabilit că Franța să facă, de fapt, politica externă a Europei? Nu, nu s-a stabilit așa ceva. Păi și cine face politica externă, de fapt? Vă asigur că eu, cel puțin ca europarlamentar, avea intervenții extrem de dure, atâta timp cât nu se respectă interesele de a fi loial pactului NATO. Tratatului Atlanticului de Nord. Ce face Macron este împotriva oricărui articol din Tratatul Atlanticului de Nord. Este marxist, de fapt un marxist a ajuns să conducă Franța. Bun, vis-a-vis de situația României, discutam și cu domnul Fota, apropo de capacități militare NATO, de obiective militare, avem scutul de la Deveselu cu destinație, da, clară cel puțin, Iran. Ce privește Iranul, da, corect? Riscăm ceva ca țară, noi, românii, pentru că avem capacitatea asta militară? Domnul Mănăstire, slavă Domnului,
România e apărată în momentul de față de o lovitură care ar putea veni din Iran. Distanța de la Teheran la București este de 2300 de kilometri. Deci, în mod categoric, Iranul are capabilități să parcurgă această distanță cu o rachetă. Dar suntem apărați, e prima dată. În România poate spune, încercați și veți avea riposta. Scutul de la Deveselu ne protejează de astfel de lovituri. Da. Mai mult decât atât, România protejează o suprafață destul de mare din teritoriul Uniunii Europene, nu numai teritoriul României, prin scutul de la Deveselu. Bun, încercând să privind, de fapt, poza asta mai din spate, așa, ce se întâmplă, de fapt, la nivel internațional? Turcii trimit trupe în Libia. E o întreagă nebunie, da, în Orient. Vedem situația asta cu Iranul. Ce se întâmplă? De ce sunt așa de agitate marile puteri ale lumii? Rusia, pe de o parte, China, Iranul, Statele Unite. Se pregătește lumea de un conflict, de un război atipic? Nu, nu. De la ce s-au luat marile puteri, să spunem așa? Că, practic, seamănă ca un fel de debut de război. Nu. Este o bătălie formidabilă. Pe ce? În interiorul unui proces de globalizare pe care în momentul de față nu-l mai controlează multinaționale ca până acum 5-6 ani, ci statele au înțeles că trebuie să preia controlul procesului de globalizare pentru a-l dirija pe direcțiile convenabile. Probabil că în afară de cele trei mari superputeri militare, din care două și superputeri economice, Statele Unite și China vor fi principalii jucători. Federația Rusă nu are cu ce juca economic în afară de vânzarea de gaze în Europa, atât. Deci va fi o bătălie pe sferele de influență între Statele Unite și China, dar sesizând momentul, puterile regionale au început să se miște și ele în speranța că vor domina într-o regiune sau alta. Asta face Turcia, asta face Iranul, asta ar vrea să facă India în zona Cașmirului, să fie parte din zona ei de influență, iar rezultatul până la urmă va fi că eforturile unei țări precum Iran sau Turcia vor fi ponderate de superputerile globale. Deocamdată n-au timp să se ocupe de ei, să-i ordoneze în acest proces care a început să fie controlat, nu mai este unul haotic. Aici este și greșeala uriașă a europenilor, desprinzându-se de Statele Unite și nefiind o putere militară consistentă, nu contează în desenarea procesului de globalizare. Și Europa se va uita ce face Turcia, ce face Iranul, ce face China, ce fac Statele Unite, ce face Rusia. E un moment extrem de dificil. Un moment de reașezare globală, nu un moment premergător războiului. Asta vă asigur. Nimeni nu vrea război. Sigur? Că pare că toată lumea amenință cu război. Nimeni nu vrea război direct. Atunci, da, nu vrea război direct, spune domnul Fota, probabil că interpuși războaiele proxy sunt la mare căutare. Mulțumesc pentru... Domnul Mănăstire,
Eu am convingerea că un război mondial, așa cum anunțau astăzi preț, posturi de televiziune, gata, începe al treilea război mondial, nu va fi. Războaiele locale vor fi, au fost de 100 de ani încoace și vor fi 100 de ani de acum înainte. Yemenul nu-i de oprit mâine, situația din Siria e aproape să îndrepte, dar nu îndreaptă nimeni bine, în Mali e zaveră, în Africa jumătate din țări sunt sub influența unor grupări teroriste, deci războaie locale vor fi, dar nu putem vorbi că se creează premisele unui război mondial, este exclus. Mulțumesc pentru intervenție. Revenim în studio.